Salute, drage prietenica, duhu lui Dumnezeu să vă lumineze, să fiți toți binecuvântați în numele Domnului nostru, Iisus Hristos. Am venit aici încă o dată să vă transmit un cuvânt prietenesc. Carte Sfântă spune așa, Psalmul 124 și versetul 6, 7 și 8. Binecuvântat să fie Domnul, care nu ne-a dat prada dinților lor. Sufletul ne-a scăpat ca pasăre din lațul păsărarilor. Lațul s-a rupt și noi am scăpat. Ajutorul nostru este în numele Domnului, care a făcut cerurile și pământul. Eu vreau să vă atrag atenție la acest cuvânt. De ce? Pentru că sunt multe persoane care într-o zi au căzut în lațul celui rău. Lațul suferinței, lațul durerii, lațul tristeții, exemplu, lațul depresie. De ce? Pentru că dumneavoastră ați avut o relație foarte proastă în trecut și nu a fost o relație bună, v-ați despărțit și a rămas foarte tristă și a devenit, s-a făcut o depresie. Și acum sunteți o persoană depresivă. Ați avut o pierdere în viața dumneavoastră și din cauza pierderii atunci dumneavoastră, acum ați devenit o persoană depresivă, a fost un laț. Poate o societate foarte proastă, foarte greșită și dumneavoastră de asemenea ați căzut în laț. Cât persoane, exemplu, n-au căzut în laț din cauza viciului, au devenit viciate și totul a început cu țigară sau două. Cât persoane, exemplu, cât bărbați n-au căzut în laț, în capcana celui rău, pentru că au trădat-o pe soție și după a venit un divorț, o despărțire și a fost un laț. Poate dumneavoastră ați căzut în lațul problemelor economice, pentru că v-ați îndatorat, ați luat bani cu împrumut și acum nu aveți cum să plătiți și banca sau camatare vin la dumneavoastră și banca poate vrea să vă ia casă. Vrea să vă ia casă și bunurile din cauza datorilor. Și a fost un laț. Și acum dumneavoastră sunteți foarte triști, foarte mâhâniți din cauza asta. Când o pasăre cade în capcana păsărarului, atunci doar o mână cea mai puternică pentru a scăpa acea pasăre. De asemenea, când o persoană cade în capcana celui rău, în lațul celui rău, doar o mână mai puternică pentru a scăpa acea persoană. Asta s-a întâmplat cu David. Ele a căzut, ele era prins în lațul, dar Dumnezeu l-a ajutat. Cum ele spune aici, ajutorul nostru este în numele Domnului, care a făcut cerurile și pământul. Vedeți, doar Dumnezeu acum vă poate scăpa din lațul acesta. Vă simțiți prinși în aceste lați, din cauza problemelor, din cauza depresie, din cauza durerilor, poate lațul este o boală. Dumneavoastră v-ați îmbolnăvit și acum nu aveți cum să scăpați de această boală, să scăpați de această problemă fizică, această problemă emoțională. Inclusiv sunt persoane care lațul și este ceva care s-a întâmplat în trecut, poate o traumă din trecut, o întâmplare, ceva rău care s-a întâmplat, exemplu, acea persoană care a fost abuzată în copilărie și până în ziua de azi ea reține atunci acea marcă, acea durere din cauza trecutului și este prinsă în aceste lați. Nu poate să uite trecutul. Înțelegeți un lucru, Dumnezeu nu ne-a creat cu ochi pe ceafă ca să ne uităm în spate. Nu, Dumnezeu ne-a creat cu ochi în față, ca să ne uităm în față, ca să mergem în față. De aceea dumneavoastră nu puteți fi prinși de trecut. Nu puteți fi prinsă de trecut, de ceea ce s-a întâmplat sau nu s-a întâmplat. Problemele sunt, dar Dumnezeu, El vrea să vă scape de aceste lați. Poate acum sunteți în aceste lați, dar prin mână cea mai puternică, mâna lui Dumnezeu, puteți scăpa. De aceea, eu vreau să vă invit, duminica aceasta,
aici la Catedrala Credinței și în fiecare locașul Duhului Sfânt, noi vom realiza o slujbă denumită ruperea lațului celui rău. Noi vom rupe aceste laț. Așa e. Vom rupe, știți? Poate sunteți prinși în aceste laț din cauza suferinței, din cauza durerii, din cauza trecutului, din cauza traumelor, din cauza complexelor, din cauza problemelor. Dar mai mare, dragii mei, decât aceste laț care a fost făcut de cele rău, este puterea lui Dumnezeu. Poate aveți un băiat care era un băiat foarte bun, cu minte, ascultător, dar el a fost cu anturaj și din cauza asta el a comis rebel, nu vrea să vă asculte, nu vrea să muncească, nu vrea să facă nimic și asta vă tulbură. Atunci anturajul a fost un laț. A fost un laț. Și cele rău lucrează așa. Dar când o persoană îl caută pe Dumnezeu, Dumnezeu vine cu puterea pentru a ajuta acea persoană. Duminica aceasta, aici la Catedrală, noi vom fi cu toți la ora 8 dimineața și la ora 10 voi fi cu toți, avem și slujba la 15. Aici la Catedrală, adresa noastră este Șosea Fundeni, numărul 11, sector 2, București, vis-a-vis de fostul Supermarket XXL și actual Penny Market. Dumneavoastră sunteți invitați noștri să veniți să participați. Eu mă voi ruga ca aceste lați să fie rupt din viață dumneavoastră și asta se va întâmpla în fiecare locașul Duhului Sfânt. Pentru a afla mai mult, sunați-ne atunci ca să știți cum puteți să ajunge aici la Catedrala, la locașul Duhului Sfânt. A fost o mare plăcere să stau aici cu toți, inclusiv numărul nostru, ca să știți, 021-255-7300 sau 0721-805-569. Puteți suna și puteți afla mai mult. Că Duhul lui Dumnezeu să vă lumineze, a fost o mare plăcere să stau aici, să fiți tari, veți să-mi vinde, dacă credeți. Și nu uitați, eu mă rog pentru dumneavoastră, rugați-vă pentru mine și împreună noi vom învinge. O mare îmbrățișare, dragii mei, să fiți tari, să fiți cu Dumnezeu, Dumnezeu să vă ocrotească, la revedere, pe curând, numai bine.